Jack, piratul cel teribil. Snack, furiosul și urâtul. Ce faci, domnule? Păi, pentru că găinele mare va fi dusă pe un doc uscat pentru a fi curățată de excremente, am găsit o metodă de a face piraterie pe uscat! Voilà! E o asemănătoare foarte măgulitoare, dar de ce recompensa e așa de mică? Haide, Snack, uite-te la tine! O să-i noroc dacă o să-i izbească o frânghie pe tine! Da, desigur! Acum, tot ce trebuie să fac este să te predau, să iau banii de recompensă și apoi să mă întorc să te ajut să evadezi! Bine! L-am prins! Ha, ce? L-am prins pe Michelul, făptuitor de fapte piratărești și care nu mănâncă legume, nimeni altul decât Snack cel obraznic! Cu siguranță l-ai prins! Și l-ai adus și pe partenerul său cel căutat! A, poftim! Trebuie să spun că asta mă supără teribil! Da, să fii arestat și închis pe viață nu e plăcut! Nu de asta! Ci că vă doresc doar un galben amărât! Acela e colegul tău de celulă, Arturo Caliente! Ar omorâ un om imediat ce se uită la el! Sper să supraviețuiești până dimineață! Comoara! Comoara! Așa departe! Comoara! Departe! Cât de departe e comoara? Spune! 200.000 de galbeni. Partea îndepărtată a voi vesele. Sunt o grămadă de bolovani. Sunt la școală, dar nu port haine. Salut! Tocmai am aflat unde se află o comoară foarte valoroasă! Trebuie să traversăm Valea Veselă! Ei bine, Snack, am plecat! Câteva zile reconfortante de plimbare pe acest teren însorit și eu vom avea 200.000 de galeni! Mergem! Nu pare prea veselă! Asta e doar începutul! Sunt sigur că e încântătoare! Dincolo de orizont! Opt minute mai târziu. Chiar dacă n-am afișat niciodată o bucurie nestăpânită, trebuie să spun iuhu! Ăsta nu e un lac, nu-i așa? Nu, domnule. Cum bănuiam? Mergem? Cred că e ora mesei, uite! Aia sunt vulturi? Nu suntem încă morți. Nu, domnule. Ce vezi? Un miraj? Ești aproape! E pepită de platină! Hei, bun venit, iubire, la pepita mea! E fantastică și minunată! Uite, sunt durante, știi? Jack! Ia uitați-vă la zăpăcitul ăla! Hei! Curling! Încă scuperi hainele de la aeroport? Badabum! O vorbă pentru tine, iubire! Oglindă! Ufale, spun eu, am văzut un singur om care avea nevoie să bea ceva mai mult decât băiatul ăsta. Oh, și cine ar fi ăsta din nou? Oh, același fi eu. Hei, omule, de ce nu-i inviți pe zăpăciții în bomba asta nebună? Te-ai prins? Sunt îmbrăcați de parcă vin într-un Camelot de șec. Hei, demodații ăia sunt cu mine. Ring-a-ding-ding! Ce ai spune de mai multă gheață? Mai multe cuburi? Ce sunt eu, patinator pe gheață, iubire? Au halucinații și asta înseamnă că prânzul nu e departe. Ce crezi că fac? Cea-cea? Rumba? Mi-e dor să dansez. Măi, de ce nu mai ieșim? Semi, fă un număr pentru băieți. Păi, pentru că mor în deșert, am să dansez puțin step. Pitcham King! Hei, Jackie cel teribil, uite-te la păpușa asta, iubire. Cum poți rezista acestor picioare, acestor ochi? Rocky este ea. De fapt, niciodată n-am putut rezista unei domnițe în rochie de-asta. Snack! 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 Care-i treaba, moșulnică? Au! Nu, suntem încă în mijlocul văii vesele. Ești foarte perspicace, Snack. Hai să ne mișcăm sau nu vom mai găsi comoara ascunsă lui Arturo Galiente! Tu ce crezi? Cina peste vreo două ore? Nu știu. Auzi?
Ți-am spus că am avut articulație dublă? Asta e! Nu mă mai pot mișca un centimetru! Snack! Snack, am reușit! Am traversat Valea Veselă! A, ce? Uite, am ajuns! Acum tot ce trebuie să facem este să găsim o grămadă de bolovani uiași, apoi vom să pașim o scoadă cei 200.000 de galbeni! Cu siguranță nu lipsesc pietrele uriașe, dar nu-i nicio grămadă. Trebuie să vie pe aici, pe undeva! Hai să mergem la umbră, cât ne uităm! Domnule! Domnule! Domnule bolovani! Da, știu, trebuie să găsim o grămadă de bolovani! Cred că am găsit-o! Bun! Tot ce trebuie să facem este să săpăm să scoatem cei 200.000 de galbeni! Cum rămâne cu setea? Păi, ne va mai fi sete, dar în afară de asta, niciun fel de problemă! Galbenii ne vor scăpa de epuizare sau de arsurile oribile de la soare? Nu, astea vor mai rămâne puțin! Dar în sensul mai larg, mai financiar, vom scăpa de griji! Dar cum ajungem acasă? Vrei să sap? Hai! Slack, vino aici! Am găsit ceva! Da, ai găsit! Păi, scoate-o! Repede, repede! Am găsit-o! Comoarea noastră! Chiar e plină de galbeni! Caliente spunea adevărul! Cu toate că n-a fost sub o grămadă de bolovani, acum că mă gândesc... Da, serios acum, într-un fel nu e fiecare bob de nisip un bolovan foarte mic, adică totul e foarte relativ. Pentru tine ar fi foarte mic un bob de nisip, dar pentru o furnică, e bine, e cu totul altă poveste. Sau poate însă și pământul nu e decât un bob de nisip pentru o nesfârșită... Ajunge! Acum cum ai vrea să te distrug? Să stai picioarele cu un cuțit de pâine sau să ți le smulg? Plecați! Suntem prea bogați ca să morim! Oh, Snack! Cât am așteptat ziua asta! Triumful meu! Gloria mea! Pensionarea mea! Nu așa repede, Jack Pirat Teribil! Arturo Caliente! Frumos din partea voastră să vă amintiți! Acum plecați, ca să pot lua galbenii pe care i-ați găsit pentru mine! Nu înțeleg! Aveai corabia! De ce n-ai săpat după comoara înainte să ajungem noi? Sincer, nu știam exact unde e. Mă temeam că va trebui să sap în toate valea ca să o găsesc. Și pe bună dreptate văd. Dar cum ai scăpat din închisoare? Era ultima zi, prostuțule. Am fost eliberat imediat după ce am mâncat o porție mare de fasole cu cârnați. Fasole... Să fiu al naibii! Ești un miraj! Atunci sunt un miraj care pleacă cu o comoară de 200.000 de galbeni. Dar noi, aurul, eu... Adios și muchas gracias, prieten! Nu e așa că e grozav! N-avem apă, n-avem mâncare, nici galbeni și suntem blocați în partea îndepărtată a Văii Vesele! Acum ce vom face? Încetează! Nu vezi că suntem pierduți? Hei, bătanilor! Bun venit și scubidubidul! Poftiți înăuntru! Hai, omule, sunt gata să mă ușurez. Hai să începem cu puțină băutură. Ce zici, Mancilia? Eu zic să începem cu multă băutură. Cum-ți dau cu creditul în bomba asta? Grozav, iubire! Hai să mergem! Cred că va mai dura... Da, așa cred. Auzi, hai să spun despre un leac grozav pentru sughiți. Fii atent, trebuie să-ți bași capul într-o pungă de hârtie și să țopăi în timp ce țipi că te țin plămânii.